Cauți o prăjitură specială pentru masa de sărbătoare? Vrei să se pregătească rapid și fără prea multă bătaie de cap? Ai găsit rețeta perfectă pentru o prăjitură fără coacere, care nu este ca toate celelalte. De ce avem nevoie pentru prăjitura fără coacere? De un blender pentru a mărunți biscuiții. Nu aveți un blender? Nu-i nimic. Punem biscuiții într-o pungă groasă și îi mărunțim cu ajutorul unui sucitor, nimic mai simplu. Ideal este să folosim o tavă cu pereții detașabili. Poate fi o tavă dreptunghiulară cu diametru de 20x30 de centimetri sau o tavă rotundă de 23-25 de centimetri. Dacă nu aveți o tavă cu pereți detașabili, puteți foarte simplu să tapetați tava cu folie alimentară. Pentru a fi mai simplu de scos prăjitura fără coacere la final. Poți folosi biscuiți digestivi sau biscuiții preferați, doar să fie fără cremă. Pentru cremă poți folosi budincă de vanilie, de ciocolată sau de fructe în funcție de gusturile voastre. Este ideal ca prăjitura fără coacere să stea la frigider cel puțin peste noapte înainte de feliere. Ingrediente pentru blat: 800 de grame de biscuiți digestivi, 200 de grame de cremă de ciocolată și alune, 100 de grame de unt, 200 de ml de smântână dulce. Ingrediente pentru cremă: 3 pachete de budincă de vanilie, 3 pachete de zahăr vanilat, 5 linguri de zahăr tos, 1 litru de lapte. Ingrediente pentru glazură: 200 de grame de ciocolată neagră, 200 de ml de smântână dulce. Tapetăm tava cu hârtie de copt sau folie alimentară. Folosim o tavă de 20x30 de centimetri. Mărunțim biscuiții în blender, punem într-o crăticioară crema de ciocolată, untul, smântâna dulce. Amestecăm foarte bine până sunt topite și avem un amestec omogen. Turnăm în tavă, apăsăm foarte bine și nivelăm pentru a obține un blat drept. Dăm la rece minim 30 de minute. Amestecăm într-un bol praful de budincă, zahărul tos, zahărul vanilat. Turnăm laptele din aproape în aproape, amestecând des ca să nu facem cocoloașe. Punem pe foc și fierbem la foc mediu spre mic până avem o budincă foarte bine legată. Turnăm budinca peste blatul de biscuiți, nivelăm cu spatula, dăm la rece o oră, două sau până budinca e rece și face crustă. Rupem ciocolata bucățele, turnăm deasupra smântâna dulce. Punem pe foc la foc mic până ciocolata este topită și avem o glazură lucioasă. Turnăm glazura peste crema de vanilie și nivelăm. Dăm tava la rece peste noapte sau minim 3-4 ore. Prăjitura fără coacere este gata și e un deliciu. Se feliază cel mai ușor cu un cuțit bine ascuțit, cu lama trecută prin apă călduță. Relatează teoskitchen.ro.